Marimar, Mar, iubita lui Țancă Uraganu, a pierdut sarcina, vreau mai sărac, dar mai fericit. Veștile nu au fost bune pentru cuplul Țancă Uraganu, Marimar. Mar. Cântărețul a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, faptul că partenera sa de viață a pierdut sarcina. Ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase momente pe care le-ar putea trăi un cuplu, însă, din păcate, o veste le-a umbrit fericirea. Sancă Uraganu a explicat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, faptul că partenera sa, Marimar, a pierdut sarcina. Artistul ar fi trebuit să devină tătic pentru a treia oară. Sancă Uraganu, vreau mai sărac, dar mai fericit. După ce fosta sa soție, Lambada, l-a făcut tătic pentru a doua oară, Sancă Uraganu anunța că Marimar, partenera lui de viață, urma să devină mămică. Însă, la puțin timp după ce a anunțat că logodnica lui este gravidă, aceasta a pierdut sarcina. Este un subiect delicat pentru cuplu, motiv pentru care Țancă, uraganul, nu a dorit să ofere foarte multe detalii. A fost scurt și la obiect, mărturisind că, încă de la început, exista posibilitatea ca sarcina să fie extrauterină. Nu am dat prea multe detalii. A zis doctorul că s-ar putea să fie o sarcină extrauterină. Așa a fost nu e nicio problemă. Ne-a anunțat din prima. Cu ajutorul lui Dumnezeu va fi totul bine. Vom merge înainte. Vara asta trebuie să terminăm cu cântările. Începând de anul viitor vom avea timp și de noi. Voi înjumătăți cântările față de anul acesta. Vreau mai sărac, dar mai fericit, a spus artistul la antena Stars. Sancă Uraganu și Alina Stoican, partenera lui, erau extrem de fericiți când au aflat că vor deveni părinți. Chiar spre finalul lunii iunie, artistul făcea marele anunț, în direct, este însărcinată și eu mă asun și asta este, asta este viața, sunt bărbat și Dumnezeu mi-a dat copiii ăștia și următorul pe care o să-l am cu Marimar. Este însărcinată și vă dau și vestea. Chiar este un alt motiv de bucurie, eu sunt un om care știe să țină copiii aproape și să aibă parte de tată.